Începând din 4 iulie, instituțiile publice, fie ele centrale sau locale, dar și persoanele juridice cu statut de utilitate publică, precum Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor, Serviciul Public Comunitar de Evidența Persoanelor, nu mai au voie să ceară dosar, fie el cu sau fără șină, și nici vreo taxă de dosar. Legea a fost promulgată la începutul anului, dar abia acum a intrat în vigoare. Instituțiile sunt obligate să accepte copia în format electronic după cartea de identitate transmisă prin e-mail. Dispare și nevoia de a depune copii legalizate, care sunt înlocuite de certificarea conformității cu originalul de către funcționarul competent. Autoritățile vor fi obligate să accepte și copia legalizată în locul actului original. Altă prevedere importantă constă în faptul că autoritățile n-au voie să le ceară cetățenilor copii după avize sau alte documente emise tot de instituții publice. Ele trebuie să solicite aceste documente instituțiilor care le-au emis. Potrivit legii 9/2023, instituțiile publice care solicită copii în format fizic pentru diverse acte au obligația de a asigura în mod gratuit fotocopierea acestora. Așadar, începând cu data de 4/2023, toate instituțiile publice centrale sau locale ar trebui să aibă pe site-ul propriu formularele de care cetățenii au nevoie ca să obțină diverse documente, astfel ca procedura să se deruleze online. La ghișeu, funcționarii vor trebui să-i ofere cetățeanului ceea ce solicită, fără să ceară de la el un dosar sau vreo copie după vreun document. Vi s-a solicitat dosarul cu șină? Nu, nu. Știați că a intrat legea în vigoare care interzice? Da, da, da. Nu mi s-a solicitat, mi s-a oferit. Da, păi a intrat o lege în vigoare care interzice acest lucru și totul se face online acum. Știați? Da, știam, dar așa am primit de la școala de șoferi și așa am venit cu actele. Nu? Nu, domnul șar. Știați că a intrat în vigoare legea? Da. Nu. Știați că a intrat legea în vigoare care interzice acest lucru? Nu știu. Dar copiii vi s-au mai cerut în format fizic? Copii după acte. Da, s-au cerut după acte. Conform legii, trebuiau să fie în mod gratuit. Știați? Nu știam. Știați că a intrat în vigoare legea care interzice acest lucru? Nu, n-am știut. Nu. Știați că a intrat în vigoare legea care interzice acest lucru? Am auzit acum câteva zile la știrile de la... Da? Că s-a renunțat la dosarul cu șină. Copii după acte vi s-au mai solicitat? Deocamdată nu. N-a trebuit să depun niciun dosar, dar așteptăm să vedem dacă într-adevăr se și pune în aplicare. Da, conform legii, instituția publică trebuie să oferă în mod gratuit fotocopierea actelor. Am înțeles. Vi s-a mai solicitat dosarul cu șină în vreo instituție publică? Nu. Știați că acum trebuie să ofere în mod gratuit actele, copiile, de fapt, după acte? Da, chiar acum am avut o problemă foarte acută și am întâmpinat multe probleme în cadrul primăriei. De la un birou la altul, încă nu știau, e o situație complicată. Vrem să trecem la digitalizarea asta. Înseamnă că oamenii trebuie să fie pregătiți. Eu consider că în momentul de față, în primăria Călăraș, nu sunt oameni pregătiți pentru așa ceva.